Despre următorul invitat am aflat foarte multe lucruri curioase, propria lui viață, sunt sigură că poate servi drept un scenariu de film. A scris 15, de fapt acum probabil sunt mai multe deja la activ, cărți, fără să poate să scrie și să citească corect. Suferă de dislexie, mai mult o să aflăm de la el, dar totuși, astăzi o să aflăm cum o carte de a sa a fost furată de către o casă de producție cinematografică, hai să zicem, plagiată, și s-a făcut un film. El nu a fost întrebat nici dacă e de acord, nici dacă nu este de acord. Vine în această seară Fion Golden în platoul nostru, Tudor Prutean, nu așa cum e cunoscut, da. Tu ca și mine, ai două nume, așa? Da, da. Unul de scenă și unul de documente. Da. În documente ești Tudor. Da, Tudor Prutean. Bine ai venit pe canapeaua noastră. Ești un om care are, în primul rând, un job foarte interesant. Ești parapsiholog și... scriitor. Și scriitor. Ia hai să ne... la scriitor ajungem. Dar ce înseamnă parapsiholog? Ce să înțeleagă cei de acasă? Parapsiholog ar însemna oameni care sunt mai mult decât alți oameni. De exemplu, acesta totodată e un dar, poate și o blestem. Pentru că, în schimb, se ia una pentru ca să-ți dai alta. Și în perioada vieții cât sunt până aici, de fiecare dată sunt lucruri când vin de undeva din univers informații despre oarecare om sau oarecare situație care tu nu cunoști aici și acum, dar peste un timp înțelegi că ceea ce ai simțit sau ce ai văzut sau ce ai auzit, pentru că asta cam așa arată, se întâmplă. De când ai descoperit acest lucru? Pentru că trebuie să fie o vârstă de la care îți dai seama, sau un moment din... Momentul când prima dată am înțeles că sunt om straniu, totodată, da, asta a fost la 15 ani. De ce spun straniu? Pentru că deodată am crezut că am o stare nu în regulă cu capul, pentru că m-au luat panicile, din cauza pentru că aveam informații directe și stranii și chiar câteodată înfricoșătoare. Și cum ai reacționat? Cui ai povestit despre ceea ce ți se întâmplă? Pentru prima dată? Da, pentru că nu oricine. Cineva poate chiar o să te duc la Costigeni. Da. Pentru prima dată asta a fost o istorie. Atunci eu lucram la piață. Ce făceai? Eu vindeam haine. Vindeai haine. Da. Și îmi făceam bucățica de pâine, cum s-ar spune. Și la un moment am simțit cum la o doamnă... Dar nu că am simțit, asta e și simț, asta e și stare cu o auzi în minte, în gând, nu în urechi, dar în cap, că ceva foarte rău se va întâmpla la ea în casă și vor deceda copiii ei. Asta e o informație pentru prima dată în care eu am crezut că mintele mele nu se opresc și în continuu emoțiile astea mă scuturau în corp și în toate cele. Văzând-o pe ea, vreau să mă apropii, dar mă gândeam că o să mint. Că e o stare că ai senzația că tu minți. De unde tu știi cine e doamna asta? Sunt la ei copii sau nu sunt ei la dânsa copii? Dar cu toată rușinea m-am aprocheat, m-am întors iarăși înapoi. Zic, nu, că eu vorbesc chiar, ni se pare că asta ceva nu e în regulă, dar ceva mă impune. Până nu m-am aprocheat și am zis câteva cuvinte, doamna a făcut niște ochi așa mășcați posibil, că ce am spus a fost adevărat. Asta eu mai pe urmă am aflat. La care i-am zis, tu ai copii acasă, du-te repede că-i pierzi. Și doamna a reacționat straniu, s-a uitat lung, eu m-am întors, am dispărut, vă spun cinstit, o lună, două, n-am mai ieșit la piață. Mă temeam să mă întâlnesc cu ea, pentru că am înțeles că el lucra pe acolo. Peste undeva o lună, două, întâmplături mă întâlnesc cu ea într-unul din pavilioane, eu făceam pe în altă parte, cam nu pe acolo, pe unde m-am întâlnit, la care doamna m-a apucat dintr-o parte și îmi spune, de unde ai știut? Cum am înțeles, cum povestea ea, că în casă la ea s-a umplut casa cu gaz, da, și copiii erau în cameră, pentru că fierbea un ceainic. Și vede că asta dinainte s-a întâmplat, am prevăzut eu nu pot să lămuresc cum se întâmplă lucrurile astea și sigur că asta nu e în fiecare zi, asta și nu e la comandă. Și nu e la comandă, dar informația a venit, la care atunci am început să cred în mine, atunci au auzit mai mulți oameni și tot au început să întindă mine, zi ceva, eu ce să-i zic, cum s-ar spune, n-am ce-i zice. Vreau să întind și eu mâna, zi ceva. Da, și să-i zic, dar sigur că în momentul acela când am început să pun mâna pe ei,
Nu știu de unde, dar venea pentru fiecare o informație. Deci s-a început, eu am devenit posibil pentru vremurile și elea un om vestit în Chișinău, apoi prin sate, apoi prin mai multe locuri. Făceai turnee sau veneau oameni la tine? Sigur, făceam turnee de la început, mă trăgeau dintr-o cameră în alta, dintr-un calidor în altul, până am ajuns și în Moscova, până am ajuns și în Cipru, și în Istanbul. Dar la extrasens n-ai ajuns? N-am ajuns, am fost invitat, dar din condiții nu m-am dus, pentru că nu arăt prost. Din punctul de vedere că foarte bine cunosc că acesta e un business și un show și sigur că nu ar fi corect să te arăți. Eu pentru mine darul este să cot că el nu e pentru ca să devin, nici nu trebuie să devin vestit, pentru că la nivelul cel care a fost asta a fost timp de acuși 20 de ani de când eu am consultat oameni și am văzut mii de oameni. Dar în perioada asta toată, la un moment eu am început a vedea în conștient, nu pot să lămuresc cum asta, istorii. Istorii în lumii paralele. Și aceste istorii servesc subiecte pentru cărțile tale. Da. Ce interesant este că omul ăsta intră într-un fel de meditație și într-o jumătate de oră, o oră, într-o perioadă de timp, vede aceste istorii, își sună cu autorii, pentru că el nu poate să scrie și să citească bine, oricum scrii, dar cu greșeli. Da, da. Și atunci când la început încercai să scrii singur ceea ce vedeai, era utopie. Nu se înțelegea nimic. Da, nu se înțelege nimic până când cineva mi-a spus încearcă să pui pe dictofon. Uite, informațiile tale, de fapt ai avut o lansare și în Moldova, ai avut o lansare și în Moscova. Și atunci cărțile tale au ajuns să fie citite. Iar tu crezi și mulți alți oameni cred că una dintre ultimele tale cărți a fost plagiată și din ea s-a făcut un film. Un film de groază. Da. Eu un film, așa, între două lumi. E un roman, cartea chiar e un roman. Dar cum s-a întâmplat istoria? Adică, aflându-mă singur acasă, nici singur n-am știut că este așa, poate să întâmple așa lucruri. La un moment m-a sunat cu autoarea mea și mi-a trimis un trailer la care îmi spune, uite și vezi ceva asemănător. Hai să vedem trailerul, chiar acum. Я умер? В коме. Все, кто впадает в кому, попадают в одно и то же место. Сюда. В коме у некоторых открываются уникальные способности. Чтобы раскрыть эти способности, человеку нужен толчок. Нельзя проснуться, понимаешь? Твое тело там, в коме, ты здесь. Ничего не сделаешь. Жизнь в коме. Так же реально. Iată trailerul. Am înțeles că ai fost și la film. Da. Să-l vezi. Da, special am fost să mă uit că una e să vezi un trailer, a doilea să vezi filmul. Poate chiar în film este mult schimbat. Cu adevărat, uitându-mă filmul, am văzut cât de mult se aseamănă și cât de mult este luat din carte, aproximativ tot. Doar că i-am amestecat în câteva filme clare ca Inception și încă niște lucruri din alte filme. Eu amestecătură foarte adâncă. Hai să arătăm chiar coperta cărții și o să regăsiți poate un cadru chiar de aici din copertă. Le-ai scris? Da. Ce ți-au răspuns? Ei mi-au răspuns că suntem zero. Atunci când am văzut trailerul, suntem zero și nu avem nimic comun. Uitați-vă filmul și apoi faceți-vă părerea că suntem zero. Da, cu adevărat, ei au spus poate că corect din punctul lor de vedere, dar din punctul de vedere clar am văzut linia cărții mele, absolut tot, începând cum ți dimerești în comă, cum că în comă poate fi visuri, poți să dormi în comă, să ai visurile tale personale, cum poți să ieși din comă asemănător ca în carte, umbrele care umblă în lumea aceea că oamenii se distram în timpul când sunt deconectate de la aparate, aceea că se îndrăgostesc în lumea aceea că se întoarce cineva pentru ca să întoarcă iubirea lui înapoi, în comă pentru ce dragoste. Adică esența generală a cărții mele e pusă înăuntru filmului acesta, amestecat cu mai multe încă lucrări din alte filmuri care se vede asta clar pentru cei care se uită filme.
Iată așa, eu cred că acum cred că m-am făcut mult mai curios să citiți această carte și să mergeți să vedeți filmul și de ce nu să comparați și voi și vă, pentru că este foarte important, cel puțin așa m-am fost învățat noi la facultate, din două, trei surse, să verificăm informația. Foarte interesant, personaj, om și ființă ești, mă bucur foarte mult că te-am cunoscut. Cu tine ai multe despre ce să vorbești. Da. Cel mai important că cartea nu este în vânzare, dar foarte degrabă o să o găsească pe internet fără plată. Noi am dăruit-o. Da. Da, am hotărât că o dăruim în formă electronică pentru orice om care ar vrea să o citească, să o cunoască, că până la urmă ceea ce e fără preț venit din univers, el trebuie să fie fără preț.